Icoana Maicii Domnului de la Megaspileo După tradiție, această icoană a Maicii Domnului, aflată în mănăstirea Megaspileo, în traducere Marea Peșteră din Peloponez, Grecia, a fost sculptată în ceară și mastic de sfântul apostol Luca. Icoana negrită este un basorelev de ceară de aproximativ 40 cm și o înfățișează pe Maica Domnului, întoarsă ușor spre dreapta, purtându-l în brațe pe Dumnezeu, fiu. Cu mâna stângă ține pruncul pe pieptul ei, iar în mâna dreaptă a fiului se află Sfânta Evanghelie. În colțuri sunt înfățișați Heruvim și Serafim. Tradiția mănăstirii Megaspileo sugerează că această icoană ar fi una dintre primele icoane pictate de Sfântul Evanghelist Luca, și că atunci când a înfățișat-o fecioarei Maria, ea a spus: Darul celui care s-a născut din mine să fie cu ea. Mai târziu, Sfântul Apostol Luca, a dăruit această icoană, împreună cu Evanghelia lui și faptele apostolilor, fiului său duhovnicest Teofil, guvernatorul Ahaiei. În timpul prigoanei romane, când mulți dintre primii creștini au luat moarte martirică, icoana a fost ascunsă într-o peșteră, unde a rămas până când s-a descoperit în chip minunat Sfintei Eufrosina. Tânăra Eufrosina era din satul apropiat Galata și păștea adesea turma tatălui ei pe lângă o stâncă înaltă. De două ori văzuse una dintre caprele sale suind la gura unei peșteri din stâncă și întorcându-se cu botul plin de apă. Bănuind că acolo se află un izvor cu apă rece, a urcat să se uite. După ce și-a făcut drum printr-o fișul des, ea s-a aflat la gura unei peșteri foarte mari. Deodată a auzit un glas care o striga pe nume. Privind în jur, a văzut o icoană a Maicii Domnului în partea de sus a peretelui peșterii și din acea icoană a auzit un glas care îi spunea să aștepte sosirea monahilor Simeon și Teodor. Tot atunci, pe când se aflau în Ierusalim, cei doi tineri monași Simeon și Teodor au avut același vis în care Maica Domnului, însoțită de Sfinții Apostoli Pavel, Andrei și Luca, le-a poruncit să meargă în Ahaia pentru a găsi o icoană de a ei sculptată acolo de Sfântul Luca. Primind binecuvântarea episcopului, ei au pornit spre coasta nordestică a Peloponezului. Sosind în Ahaia, Cuvioșii Simeon și Teodor s-au rugat iarăși pentru călăuzire și în noaptea aceea au avut un alt vis în care li se spunea să meargă la râul Bouras, aflat la două ore distanță, unde vor afla o păstoriță cu cernică, Eofrosina, care îi va duce la icoană. A doua zi dimineață, pe când se apropiau de locul căutat, au găsit-o pe păstoriță așteptându-i. Ea le-a dat binețe și i-a chemat pe nume, Înfricoșați de părelnica ei vedere cu duhul, părinții au șovăit să se apropie, dar văzând îndoiala lor, Eufrosina a chemat numele Maicii Domnului și lovind cu toiagul stânca pe care stătea, din ea și un izvor cu apă limpede și dulce. Acest izvor dăinuie până astăzi și poartă numele Eufrosinei. După ce Eufrosina a povestit cum a descoperit icoana Maicii Domnului, monahi s-au suit până la peșteră și au aflat totul așa cum spusese Eufrosina. Ei au coborât icoana cu Evlavie, au scos-o afară și s-au întors să curățe peștera. După ce au aprins focul ca să ardă tufișul și mizeriile, au așteptat afară ca să se stingă flăcările. Deodată, un șarpe uriaș alungat de fum a ieșit târându-se din peștere ca și cum ar fi avut aripi. Pe când monahii și Eufrosina se dădeau la o parte din calea lui, un fulger luminos ieșit din icoană a țintuit la pământ. Ei s-au întors în peșteră și au găsit o masă unde, potrivit tradiției mănăstirii, evanghelistul Luca sluja liturgia și scria Sfânta Evanghelie. Mai târziu, au lăgit peștera și au ridicat acolo un mic paraclis și câteva chilii împrejurul lui. Vestea despre aflarea icoanei s-a răspândit cu iuțeală în tot Peloponezul și mulți credincioși au venit să se închine icoanei, prin care Dumnezeu să săvârșea multe minuni. În jurul lor s-au adunat și alți monahi, iar părinții Simeon și Teodor au început să străbată tot Peloponezul, Loponezul, propăvăduind și chemându-i pe oameni să se întoarcă la creștinism. Izgoniți pentru scurt timp din acest ținut, în vremea împăratului Iulian Apostatul, ei s-au întors curând după moartea lui și amândoi monahi s-au săvârșit în Megaspileo. Eufrosina și-a ridicat lângă peșteră o mică chilie și acolo a viețuit pusnicește până la moartea sa. De-a lungul timpului s-au săvârșit multe minuni și tămăduiri mijlocite de icoana Maicii Domnului de la Mega Spileo. Din vremea actitoririi sale în veacul al patrulea, mănăstirea a trecut prin cinci incendii devastatoare. De fiecare dată, icoana Maicii Domnului de la Mega Spileo a scăpat în chip minunat de la pieire. Icoana Maicii Domnului de la Mega Spileo este prăznuită în ziua de 23 august, când este o dovanie a praznicului adormirii Maicii Domnului prea sfântă născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi